Bine v-am regăsit la rugăciune. Suntem în data de 5 mai, a 23-a zi de rugăciune pentru lumea musulmană. Astăzi revenim la Bangladesh și ne rugăm din nou pentru cei care locuiesc în Dhaka, împreună cu Narcis Vlașin. Narcis, de ce revenim la Bangladesh? De ce e nevoie să ne rugăm de două ori pentru ei? Da, e o oportunitate de a ne ruga pentru țările care sunt cu o populație mai numeroasă, țări musulmane. În cazul acesta, orașul Dhaka, o populație de 9 milioane aproximativ, dar dacă luăm și localitățile de prin prejur, de două ori mai mult, oraș care este sub nivelul infrastructurii în ce privește densitatea populației, este orașul cu a patra cea mai mare densitate de populație pe metru pătrat din lume. Și acest lucru pentru că mulți dintre actualii rezidenți ai orașului au venit din zone rurale de prin prejur să lucreze în fabricile și uzinele pe care le-au deschis, în special firme din Europa sau din America sau chiar și din Asia. Se știe foarte bine că majoritatea textilelor și încălțămintelor sunt făcute în aceste zone. Să ne închipuim cum arată ziua de azi pentru o femeie musulmană din Bangladesh care trebuie să meargă la lucru. Se trezește la 4 dimineața, gătește mâncarea, are loc rugăciunea după ce mănâncă, are loc rugăciunea de închiderea gurii, undeva pe la ora 6, având în vedere că acum este primăvară. Dacă ar fi fost vara, rugăciunea de închidere a gurii era aproape la 4:30-5 dimineața. Și apoi merge la lucru. La ora 7 se prezintă la lucru. Lucrează undeva la 12 ore. După 12 ore de lucru, în care nu a mâncat, nu a băut apă, absolut deloc, se întoarce acasă, trebuie să gătească din nou și după ce se întunecă, ei au un calendar foarte exact pe minute în fiecare zi când se întunecă, vă spuneam, este după ciclul lunii, nu după ciclul soarelui, nu când apune soarele, ci când răsare luna. Iar dacă ești în zone în care n-ai calendarul la tine și nu știi, folcloric spus este dacă întinzându-ți mâna și îți poți număra degetele de la mână, înseamnă că încă este ziua și nu te poți apuca să mănânci. Gătește, are loc rugăciunea de deschidere a gurii și apoi fie merge ea în ospeție, fie primește musafiri din diferite, de la vecini sau de la neamuri care vin. Seara se încheie pe la 12:01 seara, pentru că este o lună întreagă de sărbătoare. Se trezește iară de vreme pentru a porni următoarea zi. Vezi, îmi dau seama din ceea ce spui că ei sunt oameni. Adică, privind înspre musulmani, prin perspectiva mass mediei, ne imaginăm ca un fel de monștri, ca răufăcători, teroriști. Ăsta e cuvânt foarte aproape atunci când vorbim de musulmani. Așa cum ne-ai spus tu, vedem că ei sunt oameni care muncesc, care trudesc, care îl caută pe Dumnezeu, pentru că ei din acest motiv postesc și nu beau apă, nu mănâncă mâncare, îl caută pe Dumnezeu. Ei au nevoie de rugăciunea noastră, ei au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu. Haide să ne rugăm pentru cei care locuiesc în Bangladesh. Tatăl nostru, ne rugăm pentru locuitorii acestui oraș Dhaka din Bangladesh. Luați împreună cu zona metropolitană 20 de milioane de oameni care se trezesc dimineața, poate postesc o lună întreagă și încă nu apucă să afle nimica despre tine. Pentru că nu doresc, ci pentru că nu li se oferă, pentru că n-au nici unul care să meargă să le spună. N-au acces, poate, la Noul Testament, n-au acces la o biserică, nu cunosc niciun creștin și poate să-și petreacă toată viața în acest fel, fără să ajungă să cunoască un creștin sau măcar câte ceva despre Domnul Iisus. Te rugăm, Doamne, să deschizi căi, fie prin media, fie prin oameni, ca aceste femei și acești oameni care locuiesc în orașul acesta să ajungă să te cunoască pe tine.
dă putere creștinilor puțini care sunt în zonă să fie mărturisitori adevărați prin faptă și prin cuvânt și Evanghelia ta să se răspândească și în Dhaka din Bangladesh. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Amin. Ne-am rugat în această zi pentru musulmanii din Bangladesh, dar îmi dau seama că e nevoie să ne rugăm pentru noi, pentru ca Dumnezeu să lase în noi dragostea sa față de musulmani. Poate adesea suntem umpluți cu ură. Avem nevoie de dragostea lui Hristos în noi și de asemenea și ei au nevoie de dragostea lui Hristos în ei.